Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din an, iar cu această ocazie, familiile se reunesc și sărbătoresc împreună nașterea Domnului. Există însă și persoane pentru care Crăciunul are o dublă semnificație. În prima zi de Crăciun, doamna Maria Căpânaș își serbează alături de prieteni și familie ziua de naștere. În acest an însă, prima zi de Crăciun a devenit o zi mai specială ca oricare alta. Pe 25 decembrie 2011, doamna Maria Căpânaș a împlinit 100 de ani. Vioaie și mereu pusă pe glume, doamna Maria Căpânaș își trăiește cea de-a doua tinerețe. Este la curent cu toate noutățile din politică și este sănătoasă dun. Are alături o familie numeroasă și multe amintiri plăcute. S-a născut pe 25 decembrie 1911 și spune că secretul longevității stă în muncă și credință. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bravo! În primul rând, astăzi vi s-a cântat la mulți ani pentru 100 oară. Pentru câte ani? Pentru 100 oară. Știu, știu. Așa, aveți alături de dumneavoastră toate neamurile, toată familia. Este un eveniment foarte important și foarte fericit pentru dumneavoastră. Cum vă simțiți astăzi? Mă, nu știu ce să zic. Cum vă simțiți? Cum te simți? Mă simt bine. Mă simt bine între oameni, între vecini, între... nepoți, ginerile, tăteți bine și la locul lor, îți bine. Așa. Spuneți-mi, care este secretul dumneavoastră? Ați ajuns la 100 de ani. Unde am ajuns? Cum de ai ajuns la vârsta asta? Secretul. Niciun secret. Am muncit până n-am mai putut, de la 14 ani. Am muncit până acum vreo 10 ani. Numai de 10 ani nu pot să muncesc până în grădină. Da. Am muncit, dragul mamei, am muncit. Spuneți-mi, care este cea mai mare împlinire pentru dumneavoastră? Ce mai mare? De ce împlinire? De ce te bucur mai mult în viața ta? De ce te bucur cel mai mult? Mă bucur că am ajuns la nepoții ăștia ai mei care mă îngrijesc bine și nu duc lipsă de nimic. Și altceva, ce să mai vreau? Dați-mi un mesaj pentru cei care vor să ajungă și ei la 100 de ani. Un mesaj. Să-i dea un mesaj pentru toți nepoțul meu să ajungă 100 de ani. Iliescu, Gabriela, Marinela, Alessandru, nu, dar nu-i vorba, Tete, sau îl cheamă tot Costel. E vorba de ceilalți. Că ce le transmiteți dacă ajung la 100 de ani? Ca să ajungă la 100 de ani. Să le dea Dumnezeu sănătate. Să le dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă. Să muncească, că fără muncă nu se poate trăi. Vă mulțumesc frumos și la mulți ani. Mulțumim. Și vă doresc Crăciun fericit, vă doresc să mai stați mulți ani în mijlocul familiei voastre și copiii și nepoții noastre, să nepoții să aibă aceeași longevitate ca și dumneavoastră. La mulți ani, sărbători fericite, Crăciun fericit. Dumneavoastră sunteți domnul primar. Da? Am auzit că sunteți un gospodar foarte bun. Mulțumesc de apreciare. Și știi ce v-aș dori? Așa de dejul ăsta. Să nu fie somer mult. Să fie cât mai puțin. Am auzit că sunteți un bun gospodar. Să vă dea Dumnezeu sănătate ca să puteți duce mai departe greutatea pe care aveți, că nu e ușor.